Neața Răzvan, neața Dani, doamnelor, domnilor, suntem la cea de-a doua ediție a festivalului Amintiri din Copilărie, organizat de Teatrul Ion Creangă. A început deja parada personajelor. Abia aștept să văd cu cine mă împrietenesc astăzi. Cea de-a doua ediție a festivalului Amintiri din Copilărie. Ce vom vedea aici sau care este ideea? Ideea este să le oferim copiilor ocazia să petreacă timp de calitate cu părinții lor, să învețe cât mai multe lucruri stând afară și jucându-se așa cum le stă lor cel mai bine. Sunt ateliere, spectacole de teatru interactiv în Parcul Chiselef, numeroase surprize colorate pentru părinți și pentru cei care au venit să îi însoțească. Invitații din afară sunt două trupe de muzicieni nonconformiști, Groove Onkel, sunt din Germania și cântă la pubele de gunoi. Iar Clown Band sunt o trupă de muzicieni, în același timp sunt și clown și vor face multe jocuri și gaguri cu spectatorii. Mie tot îmi spuneam în copilărie, prietenii, băi, păcală, era de bine sau de rău? Cred că era de bine, spunea ceva despre istețimea ta. Eu sunt prințul din sarea în bucate. Fiți bineveniți la parada noastră și nu uitați, iubirea nu se judecă după gust. Eu am venit cu copiii de la Opera Comică pentru Copii, cu artiștii de la Opera Comică pentru Copii. Este o atmosferă minunată și ce-i mai frumos decât să sărbătorim copilăria în această lună iunie a Copilului Internațional. A Copilului este normal să fie așa. Aici avem, iată, un vânător, avem o prințesă rea, avem o prinți, prințese aici, regina nopții împreună cu doamnele ei, de asemenea Peter Pan avem aici, aici avem regele Soare și Pamina, fiind vorba de flautul fermecat. Să rămâine, îmi cer scuze. Păi așa... sărută una, ce faci? Să rămâine. Zici sărut una, dar nu sărut nicio una. Eu flirtez aici cu camera. Bine, bine. Cu camera Oano, da. Cam place la televizor. Da, știi. Și tu la fel ca erau anule. Și tu, și tu trebuie la fel, și tu la fel. Unii trebuie să plec, să rămână. La revedere. Și Răzvan ce mai face? E foarte bine și Răzvan și Dani. Și Dani. Aha. Un festival extraordinar și dacă ați mers și la paradă și ați văzut parada, păi doar în capitalele europene, mult mai dezvoltate decât a noastră, vezi așa ceva, superb. Ce am văzut astăzi, mi-a plăcut foarte mult aici, Amintiri din Copilărie, foarte frumos, însă aici se întâmplă alte lucruri. Despre ce este vorba la acest atelier, că avem și ateliere? Așa este, este o școală de circ pentru copii, da? Încercăm să facem un alt fel de sport. Copiii se duc tot timpul la circ să vadă spectacole? Corect. Corect. E, asta le oferim noi. Ceea ce văd în spectacole, să facă și ei aici.